Mai sunt trei zile până la alegerile locale din acest an, iar pregătirile au intrat în linie dreaptă. Și la acest scrutin își vor putea exercita dreptul constituțional persoanele care nu se pot deplasa la secțiile de votare. Astfel, Biroul Electoral de Circumscripție Județean Botoșan informează alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauza de boală sau invaliditate că pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale. Cererile pot fi depuse doar de persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea în care se află secția de votare. Aceasta va fi depusă numai la secția de votare la care este arondat imobilul, unde solicită să se deplaseze urna specială în preziu votului, adică pe 26 septembrie, între orele 18-20. Biroul electoral de circumscripție anunță că solicitarea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane. Cererea trebuie formulată în scris. Tehnoredactată sau întocmită holograf, datată și semnată de către alegătorul care solicită urna specială, și va cuprinde obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate. Totodată, alegătorii care sunt internați într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, numai dacă au domiciliul sau reședința în localitatea pe raza căruia se află unitatea medicală respectivă. Dacă se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane internate, conducătorii unităților respective asigură depunerea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale în preziu a votării 26 septembrie 2020 între orele 18.20 la secțiile de votare din localitatea sau sectorul în care se află unitatea respectivă, stabilite prin hotărâre a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală, Orășenească sau Municipală, pe raza căreia se află mobilul unde acestea sunt internate, a precizat președintele BCJ Botoșan, judecătorul Mihai Condurache.